Capitolul 10 După Abimelec s-a sculat Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, bărbat din Isahar, ca să izbăvească pe Israel. El locuia la Shamir, în muntele lui Efraim. Tola a fost judecător în Israel 23 de ani. Apoi a murit și a fost îngropat la Shamir. După el s-a sculat Iair, galaditul, care a fost judecător în Israel 22 de ani. El avea treizeci de fii care călăreau pe treizeci de mânși de măgari și stăpâneau treizeci de cetăți, numite și azi cetățile lui Iair, și așezate în țara Galaadului. Și Iair a murit și a fost îngropat la Camon. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Au slujit Baalilor și astarteilor, Dumnezeilor Siriei, Dumnezeilor Sidonului, Dumnezeilor Moabului, Dumnezeilor fiilor lui Amon și Dumnezeilor Filistenilor, și au părăsit pe Domnul și nu i-au mai slujit. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile filistenilor și în mâinile fiilor lui Amon. Ei au apăsat și au asuprit pe copiii lui Israel în vremea aceea 18 ani și anume, pe toți copiii lui Israel care erau de cealaltă parte a Iordanului, în țara Amoriților, în Galaad. Fiii lui Amon au trecut Iordanul ca să se bată și împotriva lui Iuda, împotriva lui Beniamin, și împotriva casei lui Efraim. Și Israel era într-o mare strâmtoare. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și au zis: Am păcătuit împotriva ta, căci am părăsit pe Dumnezeul nostru și am slujit Baalilor. Domnul a zis copiilor lui Israel: Nu v-am izbăvit eu de egipteni, de amoriți, de fii lui Amon și de filisteni? Și când v-au apăsat sidoniții, Amalec și Maon, și a strigat către mine, nu v-am izbăvit eu din mâinile lor. Dar voi m-ați părăsit și ați slujit altor Dumnezei, de aceea nu vă voi mai izbăvi. Duceți-vă și chemați pe Dumnezeii pe care i-ați ales. Ei să vă izbăvească în vremea strâmtorării voastre. Copiii lui Israel au zis Domnului, am păcătuit, fă ce va plăcea, nu mai izbăvește-ne astăzi. Și au scos Dumnezeii străini din mijlocul lor și au slujit Domnului. El s-a îndurat de suferințele lui Israel. Fiii lui Amon s-au strâns și au tăbărit în Galaad și copiii lui Israel s-au strâns și au tăbărit la Mițpa. Poporul și căpeteniile Galaadului și-au zis unul altuia, Cine este omul care va începe lupta împotriva fiilor lui Amon? El va fi căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului.